Membrii trupei de păpușari Pinocchio a Școlii Populare de Arte Târgu Jiu au pus ieri în scenă în premieră povestea muzicală Prâzlea Voinicul. Piesa a putut fi urmărită de cei mici la Muzeul Județean Gorj Alexandru Ștefulescu. Avem plăcerea să vă prezentăm în această zi o piesă foarte frumoasă cu zmei și cu prâzlea care le va veni de har. Cei care au dat viață personajelor au fost actorii Georgiana Lazăr, Bogdan Millea, Alina Mornea, Dan Bura, Daniela Rednic și Maria Paleologu. Împreună aceștia au reușit să obțină o reacție extrem de entuziasmată din partea micuților spectatori, care l-au încurajat pe Prâslea tot parcursul luptei sale cu zmeul cel înfricoșător. A venit goțul? Da! Încă nu, dar dacă nu vei sta de pază, nu vei mai găsi merele mâine dimineață. Reacția micuților este foarte, foarte mare. Este o piesă destul de frumoasă. Împreună cu colegii am realizat ce am realizat. La momentul actual, piesele de teatru de păpuși sunt foarte vizionate și primite. Am zis că dacă este bazm popular românesc, să actorii să fie îmbrăcați cu costume naționale stilizate, bineînțeles, nu sunt autentice. Cât timp ați pregătit această piesă? Două luni jumate. Este un pic greuț, de ce? Mișcările, muzica, textul trebuie să fie foarte atractiv. Pe copii trebuie întotdeauna să-i ții, cum se spune, în priză, adică să fie foarte atenți. Încurajările copiilor i-au încântat pe actori care îi așteaptă acum să le fie alături și la celelalte spectacole, pentru că aventura nu se oprește aici. Cum a fost lupta? Foarte grea, foarte grea, de aceea aștept toți copiii din Târgu Jiu să vină la spectacolele noastre, să mă ajute să păzesc merele și să-l înving pe zmeu. Mă pregătesc, forță, trebuie să-l înving pe prâsle, ce să... Dacă nu, cel puțin să dau impresie, ca să îl antrenez pe copii. Trupa Pinocchio își va continua spectacolele atât în Târgu Jiu, cât și în alte localități din județ.